Ați dori să venim la Curtea de Argeș și sigur că într-un fel ar fi nevoie de nicio explicație, dar pe de altă parte, care este explicația noastră personală pentru care ați ales Curtea de Argeș? Desigur. Știi că am stat 5 ani de zile dincolo de și în afara României și simți nevoia, probabil, când trăiești mult dincolo, în afara țării tale, să te reîncarci un pic cu țara. Și am un obicei, cred că e foarte bun, de a mă duce în locurile simbolice ale națiunii noastre. Din această zonă a început ideea națională românească. Aici s-a născut mitul sacrificiului pentru zidirea Anei, meșterul Manole. Regii României sunt toți aici îngropați, sau aproape toți. Deci există aici, practic, un filon al genezei națiunii române. Și dincolo de respectul față de istorie, eu am un respect particular pentru regele Mihai. Am avut imensa șansă și privilegiu să conduc ședința Parlamentului în 2011 ca președinte al Senatului, când majestatea sa, la 90 de ani, s-a adresat națiunii. Consider în continuare este cel mai important discurs politic rostit după 1989. Să intrăm, pentru că Și încă într-un fel, nu, nouă, într-o... aici odihnește majestatea sa, dar sunt președintele Senatului Așa atunci, și v-ați bătut pentru ca regele să ajungă, iar într-adevăr discursul este unul monumental. Absolut. În lipsa a întâmplat ceva. În momentul în care majestatea sa a rostit discursul, erați în lift, majestatea sa, dumneavoastră, regina, Da, Regina Ana. și a făcut un gest. A fost ceva foarte interesant. Regele avea mari emoții înaintea acestui discurs. Și ne-au invitat pe mine și familia la Palatul Elisabeta cu 2 seri înainte pentru o cină. De fapt, un fel de cină politicoasă, evident, dar și o cină să se acomodeze cu subiect. Și la un moment dat, regele, care avea o mică dificultate de vorbire, mă întreabă: domnul Joana, cum credeți că o să fiu primit în Parlament? Și eu zic: majestatea voastră, cu mult respect, indiferent de opoziția inițială, vă asigur că Parlamentul înțelege semnificația acestui moment. Dar cum o fi sala, cum o fi cu acustica, uitați că vocea mea nu-i grozavă? Și zic: majestate, cred că spun prima dată, n-ați vrea să mergeți absolut discret, o seară înainte, să vă duceți acolo, să vă potriviți microfonul, să vă obișnuiți cu sala ca să aveți, cum să spun, cel mai bun discurs pe care îl puteți da? Se poate? Se poate. Și s-a dus, s-a obișnuit, a avut acel discurs fenomenal, absolut fenomenal. Și la ieșire, conducându-l evident spre ieșirea Parlamentului, cu aceeași voce ușor ezitantă, scoate din buzunarul de la haină hârtiile pe care era scris speech-ul lui, discursul regelui. Era înduit deja, era numerotat paginile și modificat cu mâna lui discursul, de partea că am împrumutat țara de la viitor, de la copiii și nepoții noștri, și îmi spune cu voce: domnul Joana, vreau să aveți o amintire de la mine și vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Acum pot să mă duc pe lumea înaltă liniștit, am vorbit din nou cu națiunea mea. Și acum mă ia emoția, îl am acasă și nu mă las până nu o să facem un muzeu pentru regele Mihai, și am să fiu primul care am să donez acest discurs pentru istoria națiunii noastre. Ce destin a avut al nostru? Într-un fel așa e cam istoria zbuciumată a națiunii noastre, cu de toate, și cu războaie, și cu dictaturi, și cu schimbări de regim politic, și cu... Pe mine mă cheamă Mihai, pentru că bunica mea a insistat să port numele după Nu majestatea știam sa. asta, Mihai. Da. Bravo! Și în seriile pe care le petreceam la Poalele Munților Făgărași în copilărie, erau câteva povești pe care le preferam de la bunica mea. Una dintre ele era despre rege. Nu vorbea nimeni în România, nici la școală, nici la televizor, nici la radio. Și am aflat multe
Bunica mea era foarte mândră de faptul că i-a întors spatele lui Hitler. Era foarte mândră de modul în care familia regală a României se raporta la națiune. Mi-a spus multe lucruri, inclusiv că era foarte frumos. Ai ochii frumos. Da. Chiar și la vârstă înaintată, la 90 de ani, era, era înalt și, și înalt ca Brado, cum zic, era noștri, frumos. Da. Și aici, aici, ce este la Curtea de Argeș, care este absolut fenomenal, pe lângă arhitectura deosebită, este că și regii și reginele României mari sunt înmormântați aici. Da. Și dacă există, evident, toată lumea se uită la, la, la regele Carol I, la Ferdinand, dar cred că dacă există o figură feminină care să simbolizeze națiunea asta, este Regina Maria. Modul în care ea a fost, într-un fel, mama națiunii, într-un moment greu, în război. Îți dai seama să fii dinastie, ea era britanică și, și din, din familia țaristă, dar venea dintr-o familie practic prusacă, erau nemți. Cred că Regina Maria este, este un, un simbol al rolului pe care liderii femei din această țară l-au avut în istoria națională și pe care de multe ori o masculinizăm, pentru că așa erau vremurile, și uităm cât de mult au contat și femeile care au salvat națiunea asta.